Dar n-am voie să stau să filmez pe ochi de matador. Uniunii Europene, în care părțile au dreptul să vadă dosarele, ca să nu mai fie nevoie să ajungem la instanțe străine, iar cazurile să le judecăm la noi în țară, așa cum este drept și vinovații să fie aflați. Deci nu dorim neapărat să mergem la CEDO, dorim să se afle adevărul din Revoluție, care există din toate documentele și mărturiile celor care au participat și de o parte și de alta în timpul Revoluției la ce s-a întâmplat. Sunt dovezi suficiente ca să te observe cine este vinovat, cine a tras, în cine a tras și la comanda cui. Normal este ca toate aceste dosare să nu se lungească de 20 de ani și să nu putem adepla adevărul. Pentru că, așa cum am spus, pe niciună nu putem construi democrația. Deocamdată sunt unii la mâna altora datorită lucrurilor care nu se doresc spuse. Când vom afla adevărul, putem și noi să avem o democrație reală. Până atunci, nu. Să vă mulțumesc, România!
Unanimitate de voturi, procurorul general s-a abținut, a ieșit afară din sală, dar eu vă spun să nu ne bucurăm, când ne vedem la asociație, atunci bem și un șpriț, dar până atunci să nu ne bucurăm. Asta deci spuneți despre schimbare sau despre ce spune? Nu, domnule, nu. Despre dosarele care... Despre acte, despre acte, pur și simplu. Da, deci și luăm acte. Dar nu te spui nimic. Și declarații. Și n-am ce să vă spun mai mult. Sigur că în mod normal trebuia să sărim de la balcon, dar eu nu pot să mă bucur pentru că îmi dau seama că totuși încă... Chiar și de CSM-ul, dacă a spus și a spus, mai mergem la parchet. Când e o decizie a CSM-ului, se respectă. Nu e o decizie, asta e o recomandare.